orice societate, orice țară care nu investește în învățământ, este o societate, este o țară sortită sărăciei. Cu ajutorul dumneavoastră, în anul 2008, voi face o mică retrospectivă. Cu girul dumneavoastră și votul dumneavoastră de încredere, am fost validat ca primar al comunei Fitonești. Imediat după validare, am făcut o analiză a infrastructurii rutiere, învățământ, culturală, a tot ceea ce însemna comunitatea noastră. Și trebuie să o spun cu tristețe, că eram, fac o glumă aici, exact ca în grupul Vouă, comuna Dărâmată. Dacă ne aducem aminte, intram în comună prin curtea unui cetățean, Ciubotaru, pișpirică, cum știm noi, dar la cea mai mică ploaie, cum a fost acum de câteva zile, rămânea Fitoneștiul și restul lumii. Deci eram izolați de restul țării. Aveam Ghimiceștiul, un pod început, unde trebuia o schimbare de soluție la acea investiție, la fel rămâneam, Ghimiceștiul rămâneau izolați de comună și implicit de restul lumii. Am analizat infrastructura învățământului. Școala Ghimicești. Avem cadre care pot afirma sau infirma, confirma sau infirma, unde 15 elevi, clasele 1-4, învățau într-o sală de 3x4, nu aveau loc, cum îmi spunea domnul învățător Dabija, cadrul didactic, nu avea loc în fața catedrei, într-o clădire insalubră, cu dușumea scurăjită și putredă, o sobă care scădea fum, un hol acoperit cu un linoleu muncegăit. Am luat școala Mănăstioara, care nu se deosebea prea mult de cea de la Ghimicești. Am luat școala PISC, care era la egal. Am pus un pic de gresie la școala, cum era aia, Ghimicești, unde acum este centrul de bătrâni. Am pus un pic de gresie și la PISC, un pic de parchet laminat, am ingenizat, curățat sobe. Dar era prea puțin, minuscul, pentru a avea parte de un învățământ la standarde europene. Am luat-o din ușă în ușă, am apelat aici la domnul ministru, pe atunci director tehnic, la direcția tehnică, Iulian Matache, să mă învețe. Nu trebuie să ne fie rușine când cerem la cineva sprijin, ajutor sau să ne învețe. Atât mi-a spus. Urmărește programul operațional regional. Am mers la domnul prefect, actual prefect acum, atunci era la direcția juridică, a avut sprijin enorm. Trebuiau deschise niște uși. Primii pași. Am început să scriu proiectul în 2000, în iarna 2008-2009, l-am și depus. Dar cum a fost programul 2007-2013, noi trebuia să intrăm la finanțare din economiile care se făceau pe celălalt proiect. Am făcut zeci de drumuri. Brăila, București, Ministerul Dezvoltării. Vreau să mulțumesc în mod deosebit domnișoarei director general Luminița Mihailov, un om de mare izbândă. Vreau să mulțumesc ofițerului care a răspuns de acest proiect, Carmela Apostol, un om de izbândă. Vreau să mulțumesc colectivului meu. M-a scuzat? M-au dovedit un pic. Mi-au trecut imediat. A început o luptă contra cronometru și iată că, după o perioadă, am fost anunțați să ne prezentăm, semnăm contractul de finanțare. Am mers, am semnat contract de finanțare. Credeam gata, am terminat școlile. De-abia de atunci a început munca. Colegii mi-au fost alături. Și pot afirma aici, în fața domnilor voastre, că am un colectiv minunat, care nu cred că are o altă primărie. Am început implementarea, nopți nedormite, zile nedormite, fără sâmbete, fără vineri, fără duminici, de multe ori, când se apropia să facem o cerere de plată. Dar am un gust amar. Aș fi vrut să am astăzi lângă mine toți consilierii Consiliului Local și mi-asum riscul să le fie rușine celor care nu sunt aici. Pentru că
aveam nevoie de sprijinul lor în ședințele Consiliului Local de aprobare a unor factori economice. N-au dat curs. Rușine să le fie. Guvernul ne-a venit în ajutor. A spus, vă dăm pe OG2 un credit prin trezorerie care nu vă implică pe voi ca buget, să nu aveți voi probleme ca buget local. Ne-am adunat de 8 ori în Consiliul Local. Am consilieri de opoziție. Domnul Groza, mulțumesc domnul Groza, a venit mereu și a votat cu mine. Mihalache, Gheorghe, Joc, mă știu toți. De asta vreau să dau nume să vadă și comunitatea de aici ce fel de oameni alege. Domnul Ruginescu, domnul profesor, mentorul meu, domnul Gurel Chiriac, toți de acord, Mihalache Virgil. Ceilalți, știți dumneavoastră, nu mai bețe în roate. Ar am trecut și peste acest obstacol, ne mai chinuim un pic. Asta este. Dar vă spun că sunt atât de puternic, pentru că o armată de consilieri care doresc răul comunei mă pot învinge. Este o onoare pentru oricare reprezentant al unei instituții sau autorități publice locale să inaugureze și să celebreze finalizarea unor astfel de investiții. Iar Comuna Fitionești, în ultimii ani, nu face excepție în niciun an de la astfel de investiții finalizate. Vreau să vă spun că am în retină acum și de când am venit, de fapt, imaginea domnului primar din 2014, când a aflat că îi va fi finanțat proiectul, că era depus din 2009 și n-au mai fost bani. În 2014 s-au realocat din alte regiuni ale țării care nu au putut să-i cheltuie, iar Comuna Fitionești a prins prima, de altfel, din județul Vrancea, finanțare pentru aceste proiecte, pentru care merită tot respectul și toată stima. De astfel și constructorul trebuie felicitat pentru calitatea lucrărilor și sper eu și durabilitatea lor, că va fi cel puțin așa cum arată. Nu vreau să vă rețin prea mult, nu vreau să vă umplu spațiu cu tot felul de cuvinte, știu eu, care mai de care mai mărețe. Vreau doar atât să vă cer să-i acordați în continuare acestui demn de această funcție om, respectiv primarul Comunei Fitionești Iordache, care, așa cum am subliniat, dacă a sesizat, am folosit sintagma om, pentru că este înainte de toate om. Și are nevoie de sprijinul tuturor. Iar ceea ce a făcut pentru această comună, vreau să spun că l-a propulsat pe locul 1 în județul Vrancea, ca și investiții în comunele aferente acestui județ. Astfel de investiții, și la Fitionești sunt vreo câteva, dacă luăm în calcul și ce s-au făcut în anii anteriori și ce se lucrează astăzi la canalizare, un proiect pentru care iar s-a zbătut foarte mult și care n-a vrut să-l lase pe mâna altora să-l facă, pe un operator regional a zis, vreau eu să-mi fac ca la mine, nemțește, și modernizarea străzilor, vreau să vă spun că înseamnă să nu mai ai viață personală. La maniera aceasta se lucrează în administrație dacă vrei să faci performanță și dacă vrei să oferi concetățenilor și susținătorilor tăi dovada că nu le-ai câștigat încrederea sau votul doar prin niște vorbe spuse într-o campanie electorală în câteva zile. Am venit după un an și ceva pentru că domnul primar, așa cum spunea și domnul prefect, este unul dintre cei care aproape săptămânal bate la porțile Consiliului Județean, ale ministerelor, pentru a face ceva în localitatea care i-a dat girul să conducă și să fie primul om al acestei localități, adică primarul. Am fost și la inaugurarea căminului pentru persoane vârstnice. L-am felicitat și atunci, îl felicit și astăzi, în nume personal și în numele conducerii Consiliului Județean al președintelui Marian Oprișan, cel care l-a ajutat și l-a îndrumat de cele mai multe ori pe domnul primar ca să ajungă acolo unde trebuie și ca să-și ducă la bun sfârșit obiectivele pe care și le-a propus.
A investi în învățământ înseamnă foarte mult. Înseamnă a investi în noua generație, în viitorul acestei țări, în cei care mâine vor fi cei care ne înlocuiesc pe noi. Și a investi în învățământ înseamnă a investi în viitor. A investi în capacitatea de a duce mai departe ceea ce și-a propus această comunitate, această țară. Ceea ce se face la ceea ce se inaugurează acum la Fitionești îmi aduce aminte de faptul că eram elev la Soveja și făceam sport în sala de clasă în fața catedrei. Dădeam catedra mai încolo. Eram elev la liceu și la același lucru făceam. Bineînțeles, cu mulți ani în urmă. Am fost elev, să zic așa, sau student în școala militară și făceam într-o sală de clasă care era descongestionată de băncile care erau în școală. Uitați-ne, astăzi suntem într-o sală de sport modernă, dotată cu tot ceea ce trebuie și am văzut că sunt și trambuline, sunt saltele, sunt mese de tenis, de masă, teren de tenis, de câmp, de handbal, de basket. Deci este mai mult decât lăudabil ceea ce s-a făcut în comuna dumneavoastră și încă o dată dați-mi voie să-l felicit pe domnul primar, să-i felicit pe cei din Consiliul Local care au fost de acord cu ceea ce și-a propus dumnealui și dumneavoastră să faceți și să vă urez dumneavoastră spor în toate, cei care lucrați în învățământ, cei care locuiți în această comună, pentru că știu că s-a făcut canalizare, s-au modernizat străzile, s-a introdus apă. Și probabil că are mai multe obiective pe care să le realizeze, în așa fel încât această comună, într-adevăr, să fie o comună europeană.